Dragii mei prieteni, aveți în imagine un personaj greu de descifrat în spatele unui echipament de protecție impecabil. Este de fapt corespondentul televiziunii române și un bun prieten al meu, Liviu Iurea, care, iată, este în mijlocul Moscovei, în spatele unor echipamente de protecție. Bună, Liviu! Bine v-am găsit! Da, exact ca în spectacolele alea, cu mască sau fără mască. Asta este echipamentul exact. Pe care să-l purtăm când ieșim din casă. Exact. Înțeleg că la Moscova e o vreme foarte frumoasă, nu? Ieri au fost în jur de 20 de grade, asta s-a răcit, dar cel puțin este soare. De asta suntem mai groși îmbrăcați. Bine că nu plouă. Am înțeles. Nu numai groși, ci și foarte protejați. Înțeleg că face parte din setul de obligații ale moscoviților. Păi, de ieri este obligatoriu să porți când intri în metrou sau circul cu trolebuzul sau tramvaiul. Este obligat să porți mănuși și mască. Mă rog, acum am ieșit din metrou, încă mai port masca. Dar o să încerc să o scot. Hai să nu iei amendă din cauza interviului acestuia. Casca am scăpat-o, nu te mai aud. Așa. Așa, ziceam să nu riști, să nu cumva să iei vreo amendă. Nu, amenzile sunt numai dacă porți mască, nu porți mască în metrou sau în spațiile închise publice, adică la supermarket sau la alte magazine. Aha. Păi hai să o luăm așa, pendelete. Eu ți-am văzut și corespondențele din jurnalul TVR, foarte interesante de altfel. Aici avem un avantaj în plus. Putem să vorbim cât ne poftește sufletul, pentru că nu există restricțiile de timp ale jurnalului. Spune-mi așadar, cum a ieșit Moscova din această primă perioadă, ca să spun așa, că nu pot să spun că a ieșit din pandemie, pentru că înțeleg că situația încă este destul de tensionată. Marina, vreau să spun că nu a ieșit deloc. Din potrivă, restricțiile s-au înăsprit. Dacă până acum nu era obligatoriu purtatul măștilor și a mănușilor, de ieri, după cum vezi, este obligat. Autoritățile au anunțat cât de cât o mică relaxare, o ieșire, o primă etapă. De fapt, s-au pornit sectoarele industriale și cele o parte din sfera serviciilor. Adică oamenii care, salariații, nu mai sunt obligați să stea acasă, ci pot să meargă la serviciu, cu respectarea protocolelor rigoale. Aici mă refer și la portatul mănușilor și a măștilor. Auzi, dar am o curiozitate. Această ușoară relaxare în condițiile unei epidemii care se dezvoltă pe zi ce trece, de ce anume a fost generată? De nemulțumirea oamenilor că stau sectoarele economice? Nu, Marina. Aici Rusia s-a procedat altfel. Nu s-a instituit nicio stare de urgență. S-a mers așa pe un alt sistem. Au fost zile libere la nesfârșit, practic. A fost o lună și jumătate aproape de zile libere, tocmai ca să nu fie obligat să folosească anumite legi care prevăd instituirea de stării de urgență. Vladimir Putin a fost foarte precaut și chiar a stat deoparte. Lângă faptul că a stat în autoizolare, nu prea s-a băgat, decât foarte, foarte puțin. A avut câteva scurte discursuri în față către națiune, iar toate celelalte comunicări le-a făcut sub altă formă. Chipurile acele videoconferințe cu guvernatorii, în care la început avea un scurt speech care era cât de cât considerat mesajul către națiune. El a pus tot timpul accentul pe partea socială, că stați acasă, fiți înțelegători, nu veți pierde nimica la salariu, cei care nu lucrează acum își vor recupera într-un fel sau altul banii, părinții, familiile cu copii vor avea posibilitatea să primească niște bani în plus de la 1 iunie. Deci nu a fost această stare de urgență, a fost așa un fel de stați acasă că e mai bine pentru voi toți, dar nu apelăm la lege, la stări de urgență ca să fiți constrâns să stați în casă. Într-adevăr, aici e o problemă mare, cel puțin la Moscova, cu acele coduri de bare, fără de care nu poți să-ți părăsești domiciliu. Aici, da, este o invenție a municipalității Moscovei pe care a trebuit să recurgem toți ca să putem să ieșim din casă.
Dar de ce? Pentru că este focarul cel mai mare în Moscova, de aceea? Sau... Și aici depinde cum vezi partea paharului, cea plină sau cea goală. Sunt într-adevăr, se raportează zilnic în jur de 10.000 de cazuri. Astăzi chiar a fost așa o ușoară coborâre a platoului. Deci dacă erau ieri, alaltă ieri, 10.800, 10.600, 11.000 de cazuri noi, astăzi au fost doar 10.028. Deci vedem puțin. Deci, asta se consideră în Rusia o ușoară coborâre de pe platou. Deci să zicem că e o veste bună, dar mai este mult până se va redresa situația. Ce vreau să spun? Acest număr mare de cazuri se datorează testării masive a populației. Jumătate din aceste cazuri sunt asimptomatice, deci poți să circul ușor pe stradă fără să știi că ești purtător de COVID. Nu toate cazurile sunt foarte, foarte critice. Dacă ai văzut statistica în Rusia, numărul de decese este destul de mic, aproape 2000 și ceva, față de alte state care au 20 ceva de mii, 26 de mii. Da, deci, da, da. Și cazurile grave sunt destul de puține pe toată Federația Rusă. Adică autoritățile medicale ruse spun că, făcând această testare masivă a populației, au reușit să preîntâmpine un boom al epidemiei, să se ajungă la cele cazuri grave, când populația se ia cu asalt spitalele și să nu mai poată să facă față sistemul medical rus. Deci, și cum sunt rușii? Cum se comportă? Sunt disciplinați? Sunt mai jemanfișiști? Nu, toată lumea, da. Ca să iasă din casă, trebuie să-și facă acel cod de bară. Da? Trebuie să-și deschidă, să-și facă un cont pe site-ul primăriei, unde trebuie să dea mai mult sau mai puține date personale și doar așa ți se alocă acel cod de bară, de fapt un QR cod, pe care trebuie să prezinți în caz că ești întrebat de către poliție pe stradă. Am înțeles. Am o mare curiozitate. Sunt mai multe tipuri de coduri de bare. Sunt coduri de bare pentru cei care merg la serviciu. Acolo, ca să primești acel cod de bare, trebuie să indici și codul fiscal al întreprinderii unde lucrezi. Cum noi, jurnaliștii, să zicem, s-a găsit o nișă pentru noi, suntem considerați în interes de serviciu, cu legitimație de serviciu, și atunci trecem la legitimația de serviciu, numărul acreditării pe care o avem aici de la Ministerul Rus de Externe. Alte structurile de forță sau poliția, cei care au legitimație de serviciu, inclusiv avocații, magistrații, pot să circule cu acest tip de cod de bare. Dacă nu ești nici în interes de serviciu, nici nu lucrezi, ai într-adevăr dreptul să ieși de 2 ori pe săptămână doar pentru probleme personale. Atunci ți se dă într-o zi acces de ieșit prin casă și în altă zi în timp de o săptămână. Dacă vrei să mergi la policlinică, trebuie să indici adresa policlinicii. Nu neapărat te întreabă și de ce afecțiune ai, dar trebuie să indici adresa policlinicii spre care te deplasezi. Mm-hmm. Arată-ne și tu în jur acolo. Ce ai în jurul tău? Că sunt curioasă, văd o singură clădire. Mai mișcă-te! Da, să vedem și noi cât de pline sunt. A, ai și mănuși, văd. Da, mănușile sunt... Da. Așa, să vedem niște cadre mai largi. Mm-hmm. Uite, să știi, am o mare curiozitate, Liviu. Ia să văd dacă... Aici, pandemia asta a împărțit... Da. Uite, așa. Deci e deja... Situație masivă. Grevă. Deci, teoretic, toată lumea trebuie să aibă cod de bare. Am înțeles. Aici este gara Belarus, aia, unde am ieșit. Și mă îndrept spre Kremlin, pe strada Tverskaya, dar, mă rog, sunt vreo 3 km până acolo. Deci am mai avea de vorbit până ajunge acolo. Da, de fapt eu am ieșit acum în interes de serviciu să trimite conturile în țară. Da. Acum, Liviu, spuneam că am o curiozitate. Aici pandemia a împărțit practic societatea românească în două categorii. Unii care sunt speriați cu adevărat de ceea ce se întâmplă la nivel planetar, sunt foarte disciplinați, atenți la toate recomandările autorităților. Alții care consideră că totul este o mare făcătură, că de fapt este un scenariu la nivel planetar care are diverse interese.
Și uite, unii cu alții se bat în declarații, se liniștesc unii pe ceilalți sau dimpotrivă se, nu știu, intră în panică. Care e situația acolo? Ce zice lumea? De ce ni se întâmplă ceea ce ni se întâmplă? Să zic că la început, într-adevăr, lumea a fost foarte speriată, chiar credea că este un virus ucigaș. Evident că circulă și aici tot felul de teorii, mai mult sau mai puțin conspiraționiste. Nu e asta problema. Ideea e că lumea consideră că este totuși un fel de gripă care afectează mai mult sau mai puțin organele vitale ale organismului sau poate să accelereze anumite afecțiuni de unde pot să apară și decese. Este greu de spus. Nu există așa o categorie mare a populației să zică, da, suntem din tabăra asta, este într-adevăr un virus, să stăm acasă, să respectăm ce spun autoritățile, sau alții spun, da, uite, suntem prostiți atâta timp de o lună și jumătate, stăm în casă, când de fapt nu se întâmplă nimic. Există și oameni care îmbrățișează acest tip de teorie. Nu știu ce să zic. Adică adevărul poate să fie undeva la mijloc sau poate să fie vorba chiar despre o pandemie adevărată. E greu pentru noi să tragem o concluzie sau să vedem anumite, nu știu, dedesubturi a crizei care ne confruntăm acum cu toți. Apropo de criză, sunt speriați rușii de efectele în plan economic ale acestei situații? Au temeri? Da. Mă rog, e puțin când a ieșit în acea celebră videoconferință săptămânală cu guvernatorii, spunea că, într-adevăr, la ora actuală sunt înregistrați oficial în jur de 1.400.000 de persoane care și-au pierdut locul de muncă numai în luna asta și jumătate. Sunt alte state care ajung la ordinul de zeci de milioane, din câte știu. Deci Rusia crede că stă bine tocmai pentru că Putin a dat acele garanții că cei care stau acasă nu-și pierd locul de muncă. Într-adevăr, este greu. Nimeni nu știe acum cum se va proceda când se vor deschide restaurante. Da? Sau lumea acum începe să fie frumos afară, vrei să ieși afară, să te plimbi într-un parc. Parcurile, apropo, am făcut săptămâna trecută un reportaj, adică sunt cu benzi din alea de avertizat, înfășurate de jur împrejur, adică așa, chiar că e... imagine apocaliptică. Rămân în continuare închise, da? Dar spune-mi, ce activități mai sunt blocate? Școlile? Deci învățământul probabil este și el online, ca și aici, nu? Învățământul este online, da, pe platformă digitală, pe online, sunt toți, este profesorul într-un colțișor a ecranului și încă 30 de copii pe același ecran, fiecare cu perestroica lui. Restaurantele, cafenelele? Toate sunt închise. Funcționează acum doar casele de schimb și locul unde poți să-ți plătești telefonul mobil, de magazinele de telefonie mobilă. Restul, deci restaurantele toate au afiș mare la intrare că funcționează doar pe comandă online, adică poți să-ți ceri mâncarea să ți-o pregătească și să te-o aducă acasă. M-a apelat la servicii, dar n-am stat să-mi aduc acasă, pute fi pasat la ușă până când n-au adus comandă. Dar e într-adevăr, e ușor pentru toată lumea. Știi ce vreau să te mai întreb? Programele televiziunii publice, televiziunii de stat, merg în continuare ca și până acum sau sunt modificări, sunt emisiuni care merg în reluare? Sunt dimineața până seara, COVID-19, de dimineață până la miezul nopții. Ideea e că și reporterii televiziunilor de stat, ca să dea un exemplu, au declanșat și acea campanie Stăm Acasă. Dar a reușit până la urmă, pentru că toți reporterii, toți prezentatorii de știri stau acasă într-un colț, așa cum stai tu, de exemplu, la balcon sau la acea casă de vacanță din afara Moscovei și transmit de acolo. Deci și-au pus la punct dispozitivele de transmis live și dau exemplu că, uite, se poate proceda și așa. Poate să fie și asta o strategie a autorităților de capul
intermediul televiziunilor, prin intermediul reporterilor, să dea un exemplu că măsurile de autoizolare trebuie să sunt de bun august, trebuie să continuă. M-a auzit? Da, este mult. Un sunet destul de distorsionat. Da. A intrat soarele în nori și bate și vântul. Asta e, bate vântul, se simte în microfonul tău. Așa, vreau să te întreb cum ați petrecut de ziua Victoriei. Știu că de obicei erau demonstrații grandioase în Piața Roșie în acea zi. Iar anul acesta, când ați avut și o aniversare, a 75-a parcă, bănuiesc că a fost puțin altfel. Nu, Vladimir Putin a ținut foarte mult să marcheze această dată rotundă. A anunțat-o cu multă pompă, cu multe luni înainte. Numai că dacă a apărut pandemia, a fost obligat să o anuleze. A spus că o amână pentru o altă dată când se va putea ieși pe stradă. Aici era și problema că devin pe an ce trece, numărul de veterani se reduce. Și era, adică a fost un mare scandal dacă ar fi insistat, de exemplu, cum a făcut Alexandru Lukashenko în Belarus, da? Să organizeze în orice condiții parada militară la Minsk. Așa ceva era prea riscat pentru Vladimir Putin și pentru popularitatea lui. Risca să fie foarte criticat. În primul rând nu venea niciun lider occidental. Nu veneau delegații din alte state. Oricum, avioanele practic avioanele nu circulă și granițele Federației Ruse sunt sub lacă la momentul actual. Deci nu aveau cum să vină delegații, să fie o participare pasoasă, de amploare, așa cum ți-ar fi dorit organizatorii. Așa că ce a făcut Vladimir Putin? A ieșit din acel regim de autoizolare, a depus acel buchet de flori lângă zidurile Kremlinului. Dacă ați observat imaginile, s-a lucrat mult și la capitolul imaginei, că n-au vrut pe ofițerii din Garda de onoare să pună mâși pe față, pentru că sunt totuși niște cadre de arhivă care rămân în istorie. Și n-au vrut ca arhiva veșnică pe care o pregătesc aici la Kremlin să fie pătată de acest episod al pandemiei. Așa că s-a încercat o distanțare cât de cât la Garda de Onoare, dar Putin, într-adevăr, a fost singur, a ținut discursul singur, nu mai erau acele delegații și au încercat să facă ce s-a putut mai mult în aceste condiții. Mai arată-ne ce ai în jur, mai povestește-ne ce e în jurul tău. Nu, este lume, nu foarte multă, dar mașini, da, lumea circulă cu mașinile. În metrou, într-adevăr, circulația este cu mult mai scăzută. Nu neapărat pentru că le este frică. Sunt cartelele de metrou sunt și ele legate la acel cod de bare. Deci nu poți să te plimbi cu metrou dacă nu ai acel cod de bare. Și cu acest cod de bare teoretic se poate vedea undeva într-o bază de date la ce stație de metrou ai urcat, unde ai coborât, nu prea se vede, dar se poate vedea de unde ai luat un autobuz mai departe, adică se poate vedea circuitul tău în oraș, dacă ești interes de serviciu sau te plimbi la policlinică, se vede că de fapt tu accesezi cartela și lași urme pontând cartela peste tot pe unde îți faci traseul. Nu cumva pandemia trece și codurile de bare rămân? Asta nu știe, nimeni nu știe. Apropo de pandemia trece, ce spun specialiștii ruși? Când trece pandemia? Urmează al doilea val? Ce spun medicii ruși? Medicii ruși spun că ar putea să apară încă un al doilea val undeva în toamnă, tocmai exact unde se gândesc că autoritățile să organizeze parada militară de la începutul septembrie. Mai există în Rusia și altă problemă. S-a anunțat și s-a insistat cu foarte mult să se facă acele modificări ale Constituției Ruse prin acel referendum care era programat pentru 22 aprilie. Asta presupune ieșire masivă la vot. Da? Deci unde distanțare socială, unde toate măsurile de protecție, trebuie să găsești
să le organizez, că, mă rog, aceste modificări în Constituție i-ar permite, teoretic, Vladimir Putin să stea la putere și după 2024. Deci este foarte important pentru ei să găsească un balon de aer, o nișă, între două valuri, să organizeze repede acest referendum. Mă rog, acum încearcă la nivel legislativ să se facă și votul online, votul prin poștă, dar aici știți cum e, în Rusia trebuie să se vadă că lumea merge la vot, la coadă, ca imagine mă refer. Și e o tradiție, da. Da, da. În final vreau să te întreb pe tine, cum ai parcurs tu această perioadă, care au fost momentele tale mai complicate, ca să spun așa, din punct de vedere jurnalistic, dar și ca om obișnuit, cu familie, copii? La început a fost mai greu pentru că restricțiile erau cu mult mai, mai dure și nu puteai să ieși, să faci materiale, să te întâlnești cu oamenii, să... numai la telefon și lumea și telespectatorii vor parcă totuși un material de pe teren, din stradă, cum am făcut zilele trecute. Aia a fost mai frustrant pentru noi, pentru că nu puteai să faci meseria. Nu puteam să luăm exemplul colegilor ruși care în cadrul campaniei stăm de acasă și transmitem. Hai, merge o zi, o dată, de două ori, dar nu o lună de zile. Asta a fost cel mai frustrant. Și destul de greu cu copiii să îi convingi să duci în muncă de lămurire cu ei că trebuie să stea acasă. Copiii, apropo, deci, fetele mele n-au ieșit din casă de o lună și jumătate. Ultima dată a fost undeva la sfârșitul lunii martie. Deci e greu. Mă rog, acum sunt toate rețelele de socializare, stau pe tot felul de chat-uri cu prietenii, n-ar fi asta problemă. Dar acum le aud că spun... Vrem să ieșim în parc, ne e dor de parc. Nu mai vorbesc de venit acasă în România. Acum ele vor neapărat să vadă un parc, să vadă vegetația care explodează acum. Acum este perioada cea mai plăcută la Moscova. Când înfloresc pomii, când frunzele apar. Acum e cel mai plăcut și să te plimbi așa pe bulevard, să te oprești la o terasă. Asta e greu. Iar tu acum unde te plimbi? Care e motivul deplasării tale în care m-am strecurat și eu așa? A spus, am ieșit ca să trimite conturile în țară. Am înțeles. Oricum, mulțumesc din suflet. Ne-ai făcut o imagine pe care n-am primit-o practic de nicăieri, pentru că toate corespondențele sunt extrem de scurte. Iar deci... acum am priceput și noi cam cum se întâmplă la vecinii mai mari, ca să spun așa. Și în mare toți trăim același film al groazei și așteptăm să se termine. Cu toți așteptăm acest lucru. Și să sperăm să se întâmple acest lucru cât mai repede. Sfârșitul crizei. Îți mulțumesc mult de tot. Salutări familiei și multă sănătate, Adrian, și prudență. Adrian te salută că ea m-a... Bună, Adriana! Adriana pare a fi și mai blindată decât tine. Păi ca să nu atragă poliția asupra noastră, măcar ea să fie regulamentar. Am înțeles. Vă îmbrățișez pe amândoi, de fapt pe toți patru, să vă fie bine și să ne vedem cu bine acasă. Bine, pa, pa, pa. Pa.